Pe o vale adâncă, la poalele masivului Piatra Craiului, există o stână veche, cum rar îți e dat să vezi prin munții României. Toți câinii care stau aici de pază au blana de un negru intens, trăsătură mai rar întâlnită la ciobănești. Sunt fioroși, cu lătratul lor puternic și constituția masivă, dar niciodată nu atacă turiști sau vizitatori. Tony, proprietarul stânei, păstrează din strămoși tradiția creșterii ciobănescului corb, un animal curajos, dar inteligent și temperat. Tony a crescut cu povești fascinante despre câinii negri și a învățat de mic să-i prețuiască. Străbunicul meu a fost scăpat tot în Valea Dâmboviței, acolo, de un câine ca ăsta, un câine teleșcan. Aveau oi negre, aveau o turmă de oi negre și a sărit ursul. I-a luat o oaie, s-a dus să dea să-și scape avutul, s-a dat cu bâta în urs, a lăsat ursul oaia, a sărit pe el și câinele l-a scăpat. De ce s-a ținut în zona asta a noastră câini vine, suri și câini negri? Păi suri era lupul și negru era ursul. Și oamenii probabil din trecut au vrut să facă o replică la prădători. Să formeze o rasă sură ca să combată spre lup și o rasă de câini un pic mai puternici ca să combată ursul. Și a funcționat. Hai cu aici, tătaru. Tătaru, Gruia și Braica poartă reputația de ciobănești corbi autentici. Garantează pentru ei chinotehnistul Vali Teușan, care studiază și promovează rasa încă din adolescență. Vali, alături de alți oameni pasionați de câini, a înființat Clubul Crescătorilor de Corbi și a obținut omologarea rasei la nivel național. Oficial, demersurile pentru omologare s-au început în anii 2006 și în anii 2008 câinii au primit acte. În 2010 apare Clubul Național al Crescătorilor de Corbi, care dirigează tot ce înseamnă selecție la nivel de ciobănești corbi în România. Îi caracterizează în primul roba neagră, îi caracterizează faptul că sunt niște câini de lucru, câini pentru paza oilor și turmelor de oi, dar și al gospodăriilor. Îi caracterizează echilibru, uitați-vă, sunt niște câini foarte echilibrați. În prezent, România are 3 rase de câini omologate internațional, ciobănescul de Bucovina, carpatinul și mioriticul. Corbul ar putea deveni al 4-lea câine românesc recunoscut de Federația Chinologică Internațională. Din Comisia de Standardizare a instituției face parte Petru Muntean, care este și vicepreședinte al Asociației Chinologice Române. El consideră că ciobănescul corb își merită recunoașterea la nivel mondial. Suntem foarte aproape de recunoașterea provizorie. Ne mai trebuie niște analize ADN și niște examene de displazie de cot și de șold pentru cel puțin 50 de exemplare. Așteptăm să vină documentația și studiul medicilor referitor la elementele pe care le-am menționat anterior și vom proceda la înaintarea documentației la Federația Chinologică Internațională. Urmând ca până la finele anului acesta, Comitetul General al Federației Chinologice Internaționale să procedeze la discutarea dosarului și aprobarea lui. Eu așa cred și sunt convins că corbul îndeplinește toate condițiile pentru recunoaștere. Mai sunt câțiva pași de făcut și sunt omologat internațional. Pentru noi ar fi o mândrie imensă ca rasa să fie omologată și internațional. Standardele le-am făcut noi, după câini existenți, standardele nu sunt făcute după închipuiri, am măsurat câinii, sunt multe fotografii, noi chiar și la Clubul Crescătorilor de Corb am făcut o fotografie celebră, este aici pe banner, e în 1965, într-un schimb de experiență între ciobanii din zona Moeciu și ciobanii din Bucovina. Clubul Crescătorilor de Corbi militează pentru puritatea rasei pe care cei mai puțin pasionați încearcă să o exploateze. De multe ori, pe drumul spre munte, apar comercianți care vând căței cu blana neagră, dar nu au acte de origine. Puii sunt obținuți din amestecul cu rase agresive, iar această practică face ca exemplarele autentice de ciobănesc corb să fie din ce în ce mai puține. Un metis, pentru că asta este un câine, doi câini din două rase diferite, dacă sunt împerecheați, produc un metis. Acest metis nu poate beneficia de certificat de origine. Asociația Chinologică Română nu va atribui niciodată un certificat de origine unor câini care nu
se dovedesc a fi puri ca sânge, ca genealogie. E datoria noastră și obligația noastră să ducem mai departe ce am găsit. În prezent trebuie să ținem de ei, dacă nu ținem toți de ei și nu-i promovăm, încet, încet o să dispară și o să umblăm după ei cum aducem acum zimbrii. După 100 de ani încercăm să ne introducem zimbrul în munții Carpații meridionali. Cel mai mare dușman al nostru e corcirea acestor câini. Voit sau nevoit? E clar că ei s-au selectat într-un anume fel, într-un anume areal, și orice imixtiune în rasă nu face decât să pierdem caracterul acestor câini și implicit pe ei. Acum s-a făcut un comerț cu câini care nu ajută absolut nimeni. Toată lumea e crescător și eu cred că nu e bine. Nu e bine pentru că se mulțesc câini de proastă calitate. Crescătorii trebuie să fie puțini și de calitate. Dan, unul dintre ciobanii locului, nu cunoaște câine mai potrivit pentru oi decât corbul, care se aruncă fără teamă în lupta cu cei mai periculoși prădători. Fără câini n-am face nimic. Fără câini n-am face nimic. Nu avem noi picioare la câini. Ei sunt iuți, se duce, aleargă, vine iară. Astea s-au fost câinii de bază, negreștia. De câini am pomenit eu, eram în 7-7, eram în stâna Măra și era unul Vlădău. Și numai câini de ăștia avea negri.